Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în săgetător pentru ianuarie 2020. Încerc să fac în paralel și etalele pentru ianuarie și pentru 2020. Și ca să mulțumesc cât de cât toate zodiile, că și așa sunt într-o mică întârziere, am început etalările pentru ianuarie în sens invers, de la pești, vărsător, capricorn, acum de rândul vostru. O să fac și etalarea pentru, eu știu, anul care tocmai a început. Am văzut multe cărți în timp ce am amestecat acest set de cărți. Am văzut asul de monede de vreo câteva ori. Încercați un început într-o direcție, că e profesional, că e sentimental, voi știți, un început care va aduce oarecare stabilitate, dar treceți prin niște momente de turn, de transformare, de... Am văzut și moartea. Moartea turnul de câteva ori. Probabil că încercați să reconstruiți ceva. Sau să vă reconstruiți viața după niște evenimente foarte intense. Și judecata, am văzut-o. Posibil pentru unii să fie o relație sentimentală, am văzut Regina de Cupe, am văzut Marea Preoteasă și Diavolul, o situație toxică pe care ați încercat să o țineți secret, sau o situație secretă pe care a devenit oarecum toxică, obsedantă, dintr-un punct de vedere că, în general, tot ce ținem ascuns devine negativ la un moment dat. Încercați să transformați ceva. Dar haideți să vedem ce se va arăta până la sfârșit. Însă, înainte să aleg mesajele de la îngeri, vreau să vă arăt ceva. V-a apărut așa ca scurt mesaj. Romanță și dragostea face diferența. Probabil că 31-25, dacă asta vă spune ceva. 31 decembrie a trecut. Poate 31 ianuarie, 25, eu știu. Aveți nu știu, în preajma voastră o energie care vă aduce mai aproape de o poveste de dragoste. Posibil această romanță, de fapt, face diferența între toate celelalte povești de dragoste pe care le-ați mai experimentat și începe să faceți diferența între dragoste și romanță, între dragoste și aventură, unii dintre voi. Dar, ca să fie scurt mesajul, cred că este nevoie de comunicare, nu doar de starea aceasta de visare, pentru că manifestăm prin mult mai multe, nu doar prin vizualizarea, lucrurile pe care ni le dorim. Trebuie să și comunicăm, trebuie să și acționăm și posibil, într-un fel sau altul, trebuie să vă manifestați această dorință de romanță sau de ce o fi. Interesant că iar avem un mesaj legat de dragoste. Vorbiți limbajul dragostei. Probabil că persoana la care vă gândiți are un limbaj diferit și trebuie să învățați limbajul persoanei ca să vă înțelegeți. Pentru că, da, suntem diferiți și fiecare are anumite așteptări de la celălalt. Și e normal să avem așteptări, în fine. Deocamdată pun. Ba nu, hai să amestec acum cărțile. Mesaje de la Înger pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Săgetător pentru ianuarie 2020. A fost un additional message. Up! Două cărți. Primește cu dragoste și apreciere. Ah, ce frumos! Interesant este că această carte seamănă cu romanța pe care tocmai am văzut-o. Acționați de ca și când partenerul este aici, este acolo, lângă voi, 34-37. Chiar dacă vi se pare că ați primit puțin, chiar dacă este puțin, apreciați ceea ce primiți cu dragoste și vedeți că un gest mic poate să dezvolte evenimente deosebite în viitor. Dacă persoana la care vă gândiți, care vă este dragă, nu este în preajma voastră sau nici măcar nu ați întâlnit-o, unii dintre voi, acționați de ca și când este deja în viața voastră. Am mai povestit. Faceți loc în spațiul vostru pentru ei, în dulap, în cameră, în programul vostru să vă
oferiți acel timp pe care teoretic ar fi trebuit sau practic ar fi trebuit să-l oferiți partenerului, partenerei. Și dacă într-adevăr comunicați cu cineva și sunteți la început în această relație, orice mic gest primiți-l cu apreciere, nu vă aruncați în situație cu prea mult avânt, lăsați lucrurile să se dezvolte de la sine. Să treacă printr-un ciclu. Aici văd că este un fulg. Poate că acum, în această perioadă a iernii, începeți ceva, dar trebuie ca acest fulg să se topească, apa să fie asimilată și apoi să se transforme. Lăsați lucrurile să vină într-un anume ritm natural. În fine. Miracole și binecuvântări. Pentru cei care poate v-ați pierdut speranța, că vă veți întâlni jumătatea. Acționați de ca și când partenerul este aici și se vor produce într-adevăr niște miracole. Veți simți că sunteți binecuvântați cu prezența acestei persoane într-un fel sau altul. Mai devreme sau mai târziu. Unii sunteți în avans față de alți colegi săgetători, să zicem. Conflicte interioare. Iar am văzut de mai multe ori 3 de băte. Probabil așteptați pe cineva de la drum, poate voi vă faceți planuri să mergeți. Pentru mine este cartea săgetătorului, este a treia zodie de foc. Încercați să vedeți viitorul cu alți ochi, oportunitățile în zare. Acționați de ca și când partenerul este lângă voi, chiar dacă îl așteptați, chiar dacă e la distanță. Manifestați-l de ca și când e în viața voastră. Da, așteptați pe cineva, este clar. Poate un semn de apă unii dintre voi sau un mesaj emoțional, un mesaj de dragoste. Aveți nevoie de comunicare ca să vă echilibrați viața unii dintre voi. Aș vrea în ianuarie să fac altfel etalarea, măcar pentru ianuarie. De obicei, eu când amestec, împart cărțile în două, da, am zis că e un semn de apă pentru unii dintre voi, unii, dacă nu, pur și simplu aveți opțiuni sau fantezii. Dar una e să ai fantezii și alta e să acționeze ca și când partenerul, partenera este lângă tine. E o mare diferență. E o mare diferență. Deci, explicam cum amestec eu cărțile. Deci, împart în două, amestec și ele revin în aceeași poziție, da? De asta dată aș vrea în ianuarie să fac altfel. Cum fac și alți colegi de-ai mei de altfel. Să mișc aceste cărți invers și să vedem ce va apare. Eu le amestec de 3 ori. Poate în altă lună le voi amesteca doar o dată, că deja lumea a intrat în panică văzând atâtea cărți invers. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, în Săgetător. O dată. Ori. Săgetător, ianuarie 2020. Hai să vedem ce ar putea să fie. Săgetător, ianuarie 2020. Acum tai cărțile. Și. Săgetător, ianuarie 2020. Central. Deci vor veni cărțile invers, eu le voi citi ca atare. Iar au venit, da? Cavalerul de monede. Invers. Cavalerul de monede în poziție normală este o energie exact, într-un fel vă reprezintă în poziția aceasta. În poziția normală, cavalerul de monede este o energie foarte precaută, cam prea înceată pentru ritmul vostru de viață. Este o persoană care își calculează pașii și merge către stabilitate. Invers, ori v-ați oprit pe drum într-un proiect, într-o relație, da? Ori ei, ori voi. O relație, un proiect, nu doar că a evoluat sau evoluează încet, deja s-a cam oprit. Nici măcar un pas nu mai face într-o direcție. Provocarea este, wow, acest turn pe care iau, te-a apărut normal. Acest turn
Da, cred că într-o direcție, într-un proiect, că e job, că e relație profesională, sentimentală, familială, într-o direcție ceva nu mai merge. Am zis că s-a oprit, turnul deja înseamnă separare, ruptură, un eveniment neașteptat. Că s-a produs în decembrie, că se produce acum în ianuarie sau se produce în februarie, variază de la unii la alții. Am zis, depinde în ce etapă a manifestării voastre sunteți. Dar ceva nu merge. Ceva nu merge. Acum, poate turnul aduce această schimbare. Poate faptul că nu mai merge și a trebuit să se producă o ruptură, nu poate, cu siguranță este cu un scop, ca să reconstruiți, să reanalizați planul de construcție al relației, eu știu, jobului, ce-o fi fost. Fundația mai necesită ceva întăriri, ajustări pe aici pe acolo, ca să țină viitoarea construcție. Se leagă cărțile bine. Nu știu ce-o fi în viața unora dintre voi, dar așa arată cărțile. În trecutul îndepărtat, cât de îndepărtat variază de la unii la alții. 10 de monede. 10, ce zici monede? Da, înseamnă că e o chestie și legată de bani sau de familie. 10 de bâte. 10 de bâte pentru mine este o căsătorie care vă consumă sau un job care vă consumă până vă pierdeți energia. Multe responsabilități pe umărul vostru. Vine fiecare și zice, făcu tare, făcu tare, făcu tare, că tu poți, că tu ai energie, că tu ești semn de foc, că tu ești săgetător, că tu ești bărbatul, că ești tu soția, că ești femeia, că da. Cam așa se întâmplă, că te descurci tu mai bine, ești mai descurcăreț, mai descurcăreață și vine fiecare și își pune acolo în cărca ta ceva. Și la un moment dat simți că nu mai poți să le duci, da? Dar, la un moment dat, în trecutul îndepărtat, unii dintre voi ați renunțat la, eu știu, am zis, depinde cât de îndepărtat, la aceste responsabilități. V-ați hotărât să lăsați măcar o parte din ele ca să aveți timp de voi, să manifestați acest partener pe care l-așteptați, da? Acționați de ca și când partenerul este aici. Lăsați o parte din treburi și faceți-vă timp pentru voi, pentru ei, chiar dacă nu sunt în viața voastră. Repet, manifestați-vă de ca și când ar fi. Acum, ca am zis mai devreme, 10 de monede. Repet, o fi fost pentru unii și o căsnicie. Mai există și varianta ca unii dintre voi, nu toți, unii. Pentru că această carte reprezintă cartea persoanei asumate total. Unora dintre voi să vă fie teamă, să vă implicați în relații, să vă asumați niște responsabilități. Vă place, nu vă place, ăsta e adevărul. Unii. Depinde ce planete aveți, pe unde le aveți, ascendent, Venus, Lună, Marte, variază de la om la om. Nu înseamnă că toți săgetătorii sunt așa, dar pentru unii există și această interpretare. În trecutul îndepărtat n-ați vrut să vă asumați ce? Relații, proiecte, diferite chestii. Poate din acest motiv, acest proiect, acest început de relație care v-ar fi oferit stabilitate în timp, da? Tocmai din cauza că unora dintre voi v-a fost teamă de responsabilități, e, nu doar că a evoluat încet, s-a rupt. Asta e, s-a rupt macarona. E chestie de asumare. Ori de prea multe griji, ori de asumare. Variază de la unul la altul. Ia uite. Regele de bâte. Invers. Voi ar trebui să fiți aici, da? Dar regele de bâte este o persoană autoritară, încrezătoare, care se conduce și pe el și pe ceilalți. Îi conduce cu grijă, cu atenție, cu pasiune. Însă, invers, acest rege nu mai este rege. Este un cavaler, adică își pierde din rang. Am zis cavaler pentru că e totuși la curte, da? Face parte din curtea regală. Dar când un rege își pierde coroana, da? Își pierde tronul, ce face? Intră într-o regresie, să zicem. Unii dintre voi v-ați comportat ca niște cavaleri. V-ați pierdut sau poate nici n-ați avut unii dintre voi. Depinde, repet, variază și fără să vă supărați.
această atitudine. Și acum, de ce e frumos când apar cărțile invers? Pentru că dacă ar fi fost normal, eu aș fi dat 10.000 de variante. Exagerez, evident. Aș fi dat multe variante. Acum, apărând invers, știu sigur că unii dintre voi nu v-ați asumat responsabilitățile într-o direcție, într-o relație, într-un proiect. De-aia s-a și terminat, nu? Asta a fost normal, da? De-aia și-a apărut turnul. Uranus sau Scorpion sau pur și simplu cineva a zis, nu, eu am nevoie de stabilitate, nu pot să continui așa. Pac, îmi văd de drumul meu. Pac, apare ruptura. Se leagă. Ce este bine la aceste, când citim așa, voi știind cum sunteți, unii dintre voi, repet, nu trebuie obligatoriu să fie soare, puteți să aveți Venus sau alte chestii, știind că nu v-ați implicat total, că de fapt asta face Cavalerul de Monede, se implică cu toată energia. Știind că nu v-ați implicat total, aveți șansa, chiar dacă în trecutul apropiat ați fost așa, aveți șanse în viitor să fiți mai asumați, mai responsabili. Că regele de băte este responsabil. Chiar dacă are responsabilități, e asumat, da? Știe, chiar dacă nu poate să le facă el pe toate, știe cui să dea ordinele necesare ca lucrurile să meargă bine, da? Dar oricum, e asumat. E o persoană stabilă. Regii sunt stabili. Sunt semne fixe, regii. Când sunt invers, e clar. Nu mai sunt regi, nu mai sunt semne fixe, sunt mai aventurieri. Asta e adevărul. Repet, fără supărare. Chiar dacă nu corespunde cu unii dintre voi, dar cu alții cu siguranță corespunde. Ia uite, 4 de băte invers. Stai să ajungem, asta e viitorul îndepărtat. Viitorul apropiat. Nu comunicați. S-a produs această ruptură sau se produce cât de curând? În continuare, nu comunicați. Este o relație la distanță. Că e peste o apă. Ia uite, iar. Interesant cum a apucat și pe mine tu sa tocmai acum. Se zice că dacă ți se întâmplă așa ceva, e o chestiune de comunicare. Nu degeaba va apărut mai devreme limbajul dragostei. Încercați să învățați și limbajul celuilalt, nu doar limbajul vostru. Până la urmă, de ce învățăm să comunicăm? Ca să ne facem înțeleși și să înțelegem și pe ceilalți. Viitorul apropiat. Dacă era în poziție normală, aș fi zis călătoriți, comunicați, exprimați pasiunea. Nu, nu se mai comunică. Persoana respectivă își ia energia dinspre sau voi? Sau poate și unul și altul. Nu mai investește pasiune, comunicare în această problemă. Proiect, poate să fie proiect, că e vorba de monede, da? Sau relație. Ei, și din cauza asta, potențialul, astea sunt potențiale pierdute. Dacă persoana ar fi fost, haideți să vă arăt. Dacă ar fi fost așa, aș fi zis, da, începeți un proiect, mergeți cu pași siguri, încet, așa, dar mergeți pentru că sunteți o persoană asumată, aveți experiență în multe privințe, da? Aveți experiență. Aveți pasiune, sunteți autoritar, sunteți fix, sunteți stabil, da? Și atunci există comunicare, se călătorește, se avansează lucrurile și se creează în timp o relație stabilă cu un suflet geamă. Ei, toate aproape, afară de turn, afară de turn, și o să-l pun așa ca să nu mai pun. Deci, turnul este în poziție normală. Și asta înseamnă separare, ruptură, într-o privință. Până învățați unul sau celălalt, că poate ce citesc eu poate se referă la persoana cealaltă, dar e citirea pentru săgetători și știm că unii săgetători au tendința să fie mai aventurieri. Ăsta e adevărul. E o relație care vă provoacă la stabilitate, vă învață stabilitatea, dacă o vreți. Dacă nu o vreți, continuați așa, dar 2020 este un an
cu mari schimbări pentru toți și nu prea ne mai putem minți. Nici unii, nici ceilalți. Patru de bâte reprezintă bucurie, posibilitatea unei căsătorii pentru unii. Se pierde această posibilitate. Acum, cu cine este? Voi știți. Deocamdată sunt doar bâte și monede. Mai mult bâte. Cam toate sunt bâte. Aici cred că sunteți voi. Într-un fel, patru de monede, patru de bâte invers poate să exprime și faptul că într-un fel sau altul vă pierdeți voi stabilitatea. Această persoană, acest proiect v-ar fi creat o senzație de confort în timp. Dar pentru acest confort, pentru această stabilitate, trebuie să se implice ambele părți. Și vorbind de comunicare, trebuie să se învețe și limbajul celuilalt. Poate că ați așteptat mai mult, dar aveți primiți cu dragoste și apreciere. Cât de puțin? Cavalerul de monede oferă puțin la început, dar în timp, fiind ambițios și precaut și stabil, există șanse de creștere de abundență maximă, da? Poate unii ați așteptat și de la proiect și de la persoana respectivă mai mult, va oferi mai puțin, dar cu măsură. Totul cu măsură. Probabil că a oferit mai puțin ca să vadă cât vă implicați unii dintre voi. Cât apreciați, vorbind de valori, de monede, cât apreciați puținul pe care îl primiți. Sfat. Oh, uite, mai sunt și cărți normale. Regina de cupe. Poate că unii dintre voi sunteți sfătuiți să mergeți către un semn de apă. Mai mult sau mai puțin. Ce mă bucur când văd și cărțile frumoase în poziție normală. Regina, ca și regii, reginele sunt destul de stabile. Regina de cupe este o persoană care hrănește emoțional, în primul rând. Poate nu oferă bani, stabilitate financiară, dar vă oferă stabilitate emoțională. Și e foarte importantă și aceasta. Voi aveți nevoie de pasiune, dar nicio pasiune nu poate să reziste fără emoții, totuși. Nici stabilitatea. Pentru că suntem oameni. Sfatul este, dacă nu este o persoană cunoscută în semn de apă sau o persoană sentimentală, romantică, asta e regina de cupe, este romantică, este sensibilă. Și sfatul este să învățați ceva de la ea, eventual limbajul dragostei, pentru că are cel mai frumos mod de a se exprima în dragoste. Sau să preluați voi această energie în cazul în care nu este cineva din preajma voastră. Dar eu cred că nu întâmplător a apărut o persoană de la curte, există un personaj în viața voastră care are aceste calități și sfatul în această cruce celtică care mi-a fost arătată mie în etalarea voastră. Eu cred că e o persoană pe care o știți. Exterior, ia uite, apar și cărți normale. Aș și prefera să fie invers. Posibil, persoana aceasta, semn de apă, de la distanță, ei, aceeași persoană care vă influențează într-un fel, regretă toată situația asta. Plânge. Probabil că a fost un trio, că în această carte se vede că cineva plânge, pentru că știe, intuiește că a fost un trio. Și tristețea lor, într-un fel, influențează. Să nu uităm că semnele de apă au puterea de a transmite telepatic stările lor. Și atunci sfatul este să vă duceți către ei, într-un fel sau altul, eu știu. A apărut mai devreme și, nu, să nu mă înșel,
Nu mă înșel, a apărut și valetul de cupe mai devreme. N-am început etalarea. Cineva așteaptă un mesaj. Probabil că voi trebuie să transmiteți un mesaj cuiva de împăcare sau măcar de scuze. Așa arată cărțile, așa le citesc. A apărut mai devreme și 3 de monede. Iar fi monede, mai. 3 de bâte. Tot la distanță, cineva vă așteaptă. De ce vă este frică? Ha, de regele de monede. Invers. Regele de monede în poziție normală este o persoană care o duce foarte bine financiar, stabilă financiar, are afaceri. De obicei este o persoană, e afacerist, afaceristă sau într-o poziție foarte bună la locul de muncă. În poziția aceasta, persoana este echilibrată, cum am zis că sunt toți regii, generoasă, are bani, este generoasă. Invers, persoana respectivă se gândește doar la bani, doar la sex și nu este generoasă. De ce vă este teamă de această postură? Pentru unii, poate vă este teamă de un taur care s-a purtat așa, care va folosi pentru bani, va folosi pentru sex. Why not? Că o fi taur, că o fi semn de pământ, da? Pentru unii este posibil și așa ceva. Sau pur și simplu o persoană materialistă care v-a folosit într-un fel. Și probabil tocmai din cauza că v-a folosit, voi nu v-ați implicat în și în celelalte relații. Pe de altă parte, dacă nu e o persoană, am zis, poate să fie teama voastră de a nu avea bani, de a nu avea o poziție socială pe care o vânați, pe care o visați. Pentru alții, poate ca să fie o teamă că vă dezechilibrează viața profesională, toate situația prin care treceți, sentimental. Zece de cupe invers. Ce vă doriți? Zece de cupe în această poziție a dorințelor înseamnă că vă doriți să începeți. Da? Să încheiați un ciclu în care ați fost, v-ați iluzionat într-o direcție, într-o privință, într-o relație, da? Astea sunt iluzii, da? Și pentru că în poziția dorințelor, bănuiesc că vă doriți să începeți, să aveți asul de cupe. Dar aveți și sfat, regina de cupe. Lăsați în urmă cupele goale, cei care nu v-au împlinit emoțional și mergeți către această cupă. Este sfatul. Iar 10 de cupe poate să vorbească despre o căsnicie, e al doilea 10. Și am zis mai devreme și 10 de monede, e al doilea 10. Încheiere de ciclu, de relație, de, repet, poate să fie și profesional. Încheiați, vă doriți să încheiați o relație unii dintre voi, o căsnicie, ăsta e adevărul. V-ați păcălit în această căsnicie unii dintre voi. Dacă nu e căsnicie, e relație, e ciclu. Și repet, că poate nu sunt înțeleasă, nu știu cât sunt de înțeleasă. 10 de cupe invers anunță asul de cupe. Goliți tot ca să faceți loc unei oferte adevărate. Și aici, la sfat, regina de cupe. Dacă sunteți dezamăgiți după o situație care n-a mers, probabil că sfatul este să mergeți către această persoană care vă poate consola. Repet, dacă nu-i persoană, poate consilier psihologic, da? Regina de cupe poate să fie un consilier psihologic foarte bun, care vă înțelege problemele și vă dă sfaturile. Ce reușiți? E o căsnicie care se rupe, da? Sau un proiect. Poate că
Ei nu s-au implicat, poate că voi nu v-ați implicat sau pur și simplu n-a mers treaba. Marele preot în poziție normală reprezintă angajament, contract. Unii rupeți un contract. E invers, deja se vede că l-ați rupt sau urmează să-l rupeți. Că e la locul de muncă, că este în o căsnicie. Sau poate fi același semn de taur, sau același semn, da, am zis bine, care n-a vrut să se implice decât fizic. Marele preot invers. Reprezintă autoritate invers. Nu mai aveți autoritate. A, de bine, e bine, mami. Deci e bine că odată cu acest contract vă separați și de diavol. Ce drăguț! Ce drăguț! Diavolul invers, e minunat! Poate să fie adicții, poate să fie frici, poate să fie ego, cum am zis mai devreme. Poate unii n-ați vrut să vă implicați. Intuiția, eu știu. Sau poate obiceiul, da? Renunțați, dacă ăsta a fost un obicei de a nu vă implica, a devenit toxic. Și vă eliberați de această toxicitate. Și poate, odată cu această transformare, deveniți niște persoane asumate. Unii, acum, repet, fără să vă supărați. Dacă nu are nicio legătură cu chestia asta, pentru că sunt mai multe generații care ascultă această etalare, pur și simplu, vă separați de o situație toxică. Că e loc de muncă, că este relație sentimentală foarte toxică. Și s-ar putea ca acest lucru să-l faceți, fiți atenți, pentru că e vorba de contract. Am mai spus de-a lungul timpului, eliberările se fac pe hârtie, sunt cele mai fantastice eliberări care se pot face, cele mai puternice eliberări care se pot face de lună plină și lună nouă. Repetați-le până simțiți că încheiați această, sau vă separați de această energie toxică. Până simțiți că crapă lanțul ăsta, zaua ce este, și vă eliberați. De fapt, se zice că acest lanț, de fapt, nu este chiar atât de prins de ei. Ei oricând și-l pot scoate. Dar faptul că le place acest lanț este slăbiciunea lor. Oricum, marele preot invers, diavolul invers, e minunat. E minunat. Alegeți! Dacă ar fi fost în poziție normală, aș fi zis că jonglați. Poate că la un moment dat ori voi, ori ei au jonglat între voi și o altă persoană, ori voi a trebuit să jonglați între situația aceasta și altă situație și să faceți echilibristică. Acum nu mai faceți. Ați ales o monedă. Eventual, o direct, ia uite, ați ales vindecarea. Foarte frumos, apăr și cărți drepte, da? Ați ales vindecarea din această situație și e minunat, e similar cu eremitul. Este conectarea la spiritualitate, da, că l-avem pe marele preot, dar el altceva transmite în poziția aceasta. E minunat. Hai să nu mai merg mai departe, pentru că oricum, ia uite, în poziția aceasta aveți doi de spade. Blocați pe cineva, probabil pe acest diavol. Blocați. O persoană seducătoare la locul de muncă, un trio la locul de muncă. Poate că persoana încearcă să mai vină în viața voastră, 6 de spade, încearcă să vină, dar voi o blocați, cum văd eu, voi o blocați. E bine, pentru că regina de băte invers, eu știu ce opusă este, regina de băte invers, da, vi se potrivește oarecum, poate să fie același personaj, femeie sau bărbat, nu vă pierdeți, da? Chiar dacă e rege, poate să fie femeie, chiar dacă e regină, poate să fie bărbat. E cam aceeași energie. Oameni care sunt conduși de impulsurile sexuale, impulsurile fizice. Da? Interesant cum se arată cărțile, da? Ei, posibil la locul de muncă un trio pentru unii dintre voi. Dar
Dacă voi ați crezut cândva că veți colabora, veți construi ceva, nu, persoana nu a colaborat, nu a construit, a folosit eventual, cum am zis mai devreme. Și s-ar putea la un moment dat să mai încerce să mai vină, că șase de spade înseamnă că vine de la un drum. Dar voi o blocați. E bine, e bine. Vă setați, aici sunteți voi, vă setați viitorul către într-o altă direcție, într-o, nu știu de ce, într-o direcție mult mai emoțională. Priviți către o mare, către râu, lac, ce-o fi. Priviți în zare. Eventual, poate încerca să vă ana... Ah, ce frumos! Ce frumos îmi vine acum să povestesc despre această carte. Ok, deci acest individ, bărbat, femeie, are două bâte. Una este fixă. Da, este fixat aici, în, eu știu ce sunt, meterezele cetății. Nu poate fi mișcat, este inflexibilă. Cealaltă are un steag vindecător, am zis vindecător, vreau să zic victorios, dar s-ar putea să fie și vindecător. Ideea este că dacă alegeți această persoană sau această direcție sau acest proiect, da, vă duce către victorie, către vindecare, că nu degeaba îi fi zis vindecător, așa, și aveți încrederea să descoperiți o altă lume, emoțională, cum am zis mai devreme, și aveți puterea să vă... Și nu doar puterea, și... Că asta e cartea planurilor de viitor. Imaginația, creativitatea, pasiunea, să vă creați o lume nouă. Și e frumos că după această stare de meditație, de... Poate aveți și o viziune la un moment dat. Cum v-ați dori această lume? Adică o nouă viață. E interesant că vine judecata. Posibil că începe să vă conectați și la o latura voastră intuitivă, să ascultați și îngerii, să ascultați și intuiția și să renașteți și să mergeți către 10 de monede, că tot am tot zis eu 10 de monede, mergeți către abundență, posibil cu altcineva. Posibil cu altcineva. Și veți lupta pentru chestia asta. Da, frumoasă, frumoasă etalare până la urmă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și tot ce vreți voi, mai bun și mai frumos. Numai bine, ceau!